bune jucătoare. Cu toate acestea, Nicolae Bunea a aliniat, spuneam, un 11 destul de competitiv. Majoritatea fotbalistelor experimentate sunt în lot. Poate mare absență ar fi portarul Natalia Munteanu. Spuneam de acea victorie din 2019 cu Azerbaidjan. Atunci un gol a fost marcat de Carolina Țabur, care și astăzi este în teren, iar altele două a fost reușită de portarul Natalia Munteanu. Trecere spectaculoasă, acolo a urcat foarte bine Mixone, dar și mai bine s-au descurcat fetele noastre care au recuperat. Și acum Țabur, o minge pentru Anastasia Toma, luată în primire de două adversare. Toma se întoarce și pasează greșit în direcția Felicii Guțu. Suntem tot în jumătatea de teren adversă. Este bine să ținem jocul cât mai departe de poarta noastră. Poate astfel vom căpăta și mai multe încredere și vom reuși să creăm ocazie de gol la poarta lui Vaivode. Out pentru naționala Letoniei. Construiesc letonele. O diagonală acum în față. Șefcova. Bună preluare urmărită de Daniela Mardar. Șefcova trece foarte ușor. Este în careu. Poate să-l șuteze. O minge scoasă și apără acolo Margarita Panova sau cel mai probabil s-a opus numărul 4 Valeria Vârlan. Cade și va fi lovitură liberă și cartonaș galben. Am văzut Felicia Guțul, pare să fie cea care a primit acest cartonaș galben în minutul 15. Lovitură liberă destul de periculoasă de pe partea dreaptă. Doar două fotbaliste în zid, este o lovitură liberă laterală. Șase jucătoare din Letonia sunt în careul Margaritei Panova. Centrare pe jos, o minge destul de dificilă, nu reușim să respingem, să vedem. Cade acolo Mixone, atacul acestora continuă, Șefcova și scoate doar un out Letonia. Momente de deranj în acest minut 17 deja la poarta noastră. Deocamdată rezistăm, din nou se desprinde Șefcova, trece foarte ușor, o centrare prea tare și mingea traversează întreaga suprafață a careului mare și iese în afara terenului. Un moment de respiro pentru că în ultimele două minute Letonia a luat cu asalt careul nostru. Va repune Daniela Mardari, este îndemnată de staful tehnic să nu se grăbească. Va mai repune odată Mardari. Paliuhovici câștigă această minge și acum Anastasia Toma, poate fi un contraatac interesant, se demarcă foarte bine, Claudia Chiper în fața golului și bară! Ce ocazie ratează Moldova! În minutul 18, mai mult ca atât, se comite și un fault în atac. Sincer, vedeam pe această minge gol,
nu a fost să fie păcat. Avem reluarea, cât de bine Anastasia Toma a văzut-o pe Claudia Chiper, s-a desprins de minune, a lobat această minge pentru peste Vaivode, dar mingea a lovit transversala. Da, din nou acest duet de jucătoare, vorbim de Anastasia Toma și Claudia Chiper, care au jucat împreună foarte mulți ani în Cipru și în România. Iată că s-au înțeles de minune și la faza de mai devreme, creând cea mai periculoasă fază de gol de până acum. Păcat, nu am reușit să marcăm, dar e bine, semn că fetele noastre au depășit acele nereușite din meciurile precedente și pot construi, crea faze de poartă și să ne bucure, de ce nu, cu un rezultat pozitiv. Panova, ultima dată Moldova nu a pierdut într-un meci oficial, a fost în 2022, anul trecut, în fața Lituaniei, am jucat 1-1 atunci. Daniela Mardari, din nou nesincronizare în jocul fetelor noastre, dar foarte repede greșesc și letonele. Minutul 20, prieteni, 0-0, cu mențiunea că Moldova a avut o ocazie rarisimă în minutul 18. Beneficiem de un out de pe partea stângă. Acolo Valeria Vârlan va repune mingea în joc. Oare în apropiere pe Claudia Chiper, este acolo și Nadejda Culeslicenco. Preferata este Claudia. Din nou out pentru Naționala Moldovei. Pentru cei care urmăresc fotbalul feminin din țara noastră, cred că este cunoscut faptul că tricolorele, după o pauză îndelungată, și-au reluat activitatea în anul 2014, ca ulterior să dispute din nou primele meciuri oficiale în anul 2015. Am reușit și rezultate frumoase și mai puțin frumoase, din păcate. Am întâlnit adversari tari, dar am reușit în acele meciuri să acumulăm experiență și încă un fault acum comis de fotbalistele letone. Să vedem cine vede cartonașul galben. Pare să fie numărul 5, Ana Flaxe. Într-adevăr. Lovitură liberă, din nou de la mare distanță, aglomerație mare în careul lui Vaivode. De această dată Carolina Țabur va înălța această minge. Luptă fetele noastre, Felicia Guțul, reușesc până la urmă să respingă letonele. Mai mult ca atât, pot pleca pe contraatac. Daniela Mardar a reușit cu un ultim efort să o deposedeze pe Șefcova. Toma din nou precis până la Claudia Chiper. Se înțeleg foarte bine cele două, nu degeaba au jucat atâția ani împreună. Centrează Claudia, respingă letonele și acum Anastasia Toma cade și obține lovitura liberă. Una mult mai periculoasă și mult mai aproape de poarta oaspeților. La cum se derulează evenimentele, chiar ar trebui să
să marcăm. Între timp vedem un cartonaș galben. Este avertizat antrenorul Romans Kvachovs, nemulțumit, cred că, de decizia arbitrilor. Lovitură liberă în Carolina Țabur. Patru jucătoare în zid, va încerca să șuteze. Șut în blocaj, încă un șut a Carolinei, de această dată peste poartă. Doar au de poartă, dar este bine că încercăm să șutăm. Consemnăm așadar în acest minut 24, alte două semi-ocazii, să zicem, pentru că fiecare fază fixă, în special în fotbalul feminin, aduce pericol la poarta adversă. Iese oportun Margarita Panova și respinge această minge. Cum Madalina Bădiceanu și este offside acolo la Anastasia Poliuhovici. Se resimte Carolina Țabur după un contact mai dur, dar este în stare să continue de carul nostru. O primă repriză destul de bună a fotbalistelor noastre, cu mici excepții când letonele s-au apropiat în câteva rânduri periculos spre poarta Margaritei Panova, dar totuși nu am consemnat mare ocazie, cu excepția celei din minutul 15, când a fost acel șut pe spațiul porții, dar a fost parat cu un ultim efort de către Valeria Vârlan. Lovitură liberă pentru oaspeți. O vedem pe cea extremă dreaptă, pe Anastasia Roceane, care iată s-a schimbat cu locul cu Ana Flaxe, care are deja un cartonaș galben. Mingea este în careul nostru, Cristina Cerescu, pentru mai multă siguranță, trimite în afara terenului. Repun letonele, trecere spectaculoasă, se lasă legea avantajului. Centrare în fața porții, respinge Cerescu și acum Șefcova șutează în blocajul Carolinei Țabăr, dar nu ajunge fotbalista noastră la această minge. Oricum respingem, avem posibilitatea să ne repliem la această fază. Din nou Șefcova aruncă greșit, luftează Mădălina Bădeceanu, dar ulterior a fost ajutată de către colegile din defensivă. Chiper scapă mingea, va fi out pentru Letonia. Naționala noastră a avut parte de o pregătire destul de bună în acest an pentru meciurile din cadrul Ligii Națiunilor. Au disputat tocmai 6 meciuri amicale. Am reușit să obținem o victorie cu Muntenegru acasă pe 14 iulie, scor 2-1. În rest, 5 înfrângeri. Dar trebuie să menționăm că evoluăm cu foarte multe jucătoare tinere. Tot anul acesta echipa a fost preluată de un nou antrenor, Nicolae Bunea, în vârstă de 59 de ani.
Foarte bine trece Claudia Chiper și face posibilitate pentru șut. Vine acesta, balon deviat și este lovitură de colț. Deocamdată cea mai bună jucătoare a noastră din acest meci, Claudia Chiper. Tot Carolina Țabur va executa lovitura de colț. Să sperăm că de această dată vom scoate mult mai multe din această fază fixă. Țabur, centrare pe linia de 16 metri. A reluat acolo Mădălina Bădeceanu și din nou balon deviat. Un nou corner pentru Moldova. Centrare și acum gol! Reușește să înscrie Felicia Guțul în minutul 29. Bucurie în tribunele stadionului Zimbru. Frumoasă această fază. Într-o lovitură de colț prelungită. Așteptăm reluarea. Veronica Cojuhare a trimis cu capul, iar ulterior Felicia Guțul a reușit să înscrie din câțiva metri. Bravo, fetele! E altfel acum când ești la conducere, iar jocul arată mult mai solid față de ce am văzut în partidele precedente, acolo unde poate și nenorocul nu a fost de partea noastră. Încearcă acum letonele imediat să pună presiune pe careul nostru, dar putem declanșa contraatacul. Trimite în față neinspirat Carolina Țabur. Se repliază acum Veronica Cojuhare, recuperează această minge, din nou Carolina. Pasă imprecisă pentru capitanul Cristina Cerescu. Jucăm foarte și foarte sus, nu le permitem letonilor nici să se apropie de poarta noastră. Va fi nevoie de intervenția medicilor pentru că se resimte Valeria Vârlan. Am trecut de minutul 30. Gol mult așteptat de către fetele noastre. Vedem și cei câțiva zeci de spectatori care au preferat să vină și să susțină fetele noastre în această seară. Spuneam, o zi plină de fotbal. Avem 4 meciuri din cadrul Cupei Moldovei. 2 dintre ele s-au jucat mai devreme. Surpriza zilei s-a produs la Suruceni, acolo unde echipa din Superliga Spartanii a fost surclasată fără drept de apel de către echipa din Liga a doua, FC Stăuceni, cu 5-1, cu mențiunea că Spartanii au terminat meciul în 9 oameni, iar Zimbru Chișinău nu a lăsat nicio șansă unei alte echipe din Liga a doua, Locomotiva Ocnic, a scor 7-0. Alte două partide se joacă tot de la această oră. Milsami, Orhei, FC Fălești și Petrocub, Câncești, Saxan, Ceadăr Lunga. Recuperăm foarte bine, însă nu știm să dezvoltăm acest atac. S-a complicat acolo Daniela Mardari. Mingea ajunge până la Margarita Panova. Iată ce înseamnă când jucăm mult mai organizat, mult mai curajos. Stăm cât mai sus de propria poartă, astfel că adversarii nu ne pot crea mare pericol. Oricum, trebuie maximă atenție la orice atac, contraatac al adversarilor. Combinăm destul de frumos.
Ar fi bine să reușim să mai marcăm pentru a ne consolida avantajul pe tabela de marcaj. Vă reamintesc că și meciul cu Andorra de acasă, meciul inaugural din această Liga Națiunilor, Moldova conducea cu 1-0, dar până la urmă s-a văzut învinsă cu 2-1. Și atât le forțăm pe letone să greșească. Din nou Daniela Mardar neatentă la o fază simplă. Mingea a trecut pe sub picior, însă a fost ajutată de către Mădălina Bădiceanu. Și din nou putem pleca pe contraatac. Se resimte Nadejda Colesnicenco. Trimite însă în afara terenului Claudia Chiper pentru ca să intervină medicii. Avem nevoie și de un moment de respir. E bine ce am văzut până acest minut 34. Și mai minunat ar fi să ducem până la bun sfârșit acest meci și să ne asigurăm toate cele trei puncte. În prim plan, simpatica Daniela Mardari a primit ceva indicații de la antrenorul Nicolae Bunea. Mingea ar trebui întoarsă pentru naționala noastră. Lânina, moment de fair play. Și din nou trebuie să construim o minge prelungită de către Carolina Țabur. Este deposedată, Mixone continuă, oare pe Șefțova. O pasă printre, însă apare acolo Mădălina Bădiceanu și rezolvă în prima instanță out pentru naționala letonă. Să fim prudenți în defensivă la aceste contraatacuri rapide. Și acum nu se dă nimic la intervenția fotbalistei cu numărul 9, Anastasia Poliuhovici. Deocamdată ne apărăm în propria jumătate, dar putem oricând să declanșăm contraatacul. Chiperi a încercat să treacă printre două adversare, dar a fost deposedată. Combinăm calm în fața propriei porți. Panova până la Bădiceanu. Poate scoate în dreapta pentru Daniela Mardar, dar fiind pusă sub presiune a trimis greșit. Ulterior, mingea foarte repede revine la fetele noastre și din nou putem pleca pe contraatac. O minge pe centru pentru Nadejda Colesnicenco. Greșește pasa. Greșesc și letonele, mingea scoasă pentru Colesnicenco, încearcă să șuteze și s-a opus acolo numărul 16, Gornela. Out pentru fetele noastre, dar nu înainte ca arbitra Frederiche Sochiar să vadă care este starea Nadejdei Colesnicenco. S-a ridicat fotbalista noastră. Încă ceva mai mult de 8 minute din această primă repriză. Conducem cu 1-0 grație golului marcat de Felicia Guțul. Vă reamintim acel corner din minutul 29. Cojuhar, foarte bun stopul Anastasiei Toma, însă credea că Claudia Chiper va urca pe extrema stângă, însă momentul pasei Claudia era deja în poziție centrală. Patru la patru raportul șuturilor, dintre care
pe spațiul porții, este 1-2, iată, în favoarea letonelor, deci la singurul șut pe spațiul porții Moldova a reușit să înscrie, dar să mai aducem aminte telespectatorilor de acea bară a Claudiei Chipier. Acțiune frumoasă reușită de fetele noastre, o pasă superbă reușită de Anastasia Toma. Claudia scăpase periculos, singură cu portarul Vaivode, a lobat mingea peste aceasta, dar bara. Și din nou Claudia Chipier la marginea careului. Și extraordinar ce nesincronizare la această fază. Carolina Țabur nu a mai urmărit această minge, deși ar fi putut să o ajungă și să o recentreze periculos în careul advers. Atac pozițional al oaspeților. O luptă foarte bine autoarea golului Felicia Guțu. Și acum Anastasia Toma. Trecere spectaculoasă. Se lasă legea avantajului. O minge scoasă în dreapta pentru Carolina Țabur. Este în careu Carolina. Șut! Se opune acolo de carul Roceane. Mai vine un conșut a Cristinei Cerescu. Mult prea slab. Oricum, aplaudată capitanul nostru pentru efortul și randamentul de care dă dovadă. Una dintre cele mai bune jucătoare a meciul trecut, chiar dacă am pierdut cu 5-0 în fața Letoniei. Iată, recuperăm foarte ușor, dar ne despărțim la fel de repede de minge. Minutul 40, prieteni. 1-0 și ar fi bine să obținem un rezultat pozitiv. Pentru moralul fetelor ar fi extraordinar. Urmează ultimele două meciuri din această Liga Națiunilor. Mai exact, pe 1 decembrie Moldova va găzdui Malta, iar pe 5 decembrie vom disputa ultima partidă de plasare cu Andorra și ar putea fi încă un cartonaș galben. Continuă Carolina Țabur, este în careu, să vedem ce va face. Carolina pasează, dar se opune acolo Flaxe. O vitezistă Carolina Țabur, care știe să se desprindă de adversari. Greșesc foarte mult letonele. Este bine că jucăm organizat și exemplar în toate compartimentele de joc. Panova, calm până la Nadejda Kolesnicenko. Trimite în față până la Veronica Cojuhari, deposedată de către Flaxe. Și acum Garancea pe dreapta. Suvitra poate să centreze, o face, însă iese și reține fără probleme portarul Margarita Panova. Un plus de siguranță în acest meci l-a adus Margarita Panova, care evoluează în campionatul Islandei. Repune Panova, luptă și protejează bine acolo Veronica Cojuhari. Carolina Țabur pe partea dreaptă, bună centrarea. Din nou recuperăm prin Claudia Chipier, în centru până la Cerescu. Vine din spate numărul 9 Poliuhovici, dar protejează bine capitanul nostru. Suntem pe finalul primei reprize, ultimele 3 minute regulamentare, dar cred că vor mai fi altele suplimentare. Mingea trimisă la întâmplare de către Zajcikova, nu a mai alergat la acest balon Poliuhovici și mingea este
Acum în posesia fetelor noastre. Felicia Guțu avansează, poate pentru Cristina Cerescu. Continuă Cerescu, faultat acolo de către Șefțova. Și mai important este să încheiem această repriză în avantaj. Ne va fi mult mai ușor după pauză. Letonele care sunt în luptă mare pentru calificarea într-o ligă superioară. Spuneam, Letonia are 6 puncte în clasament, în timp ce Malta este lideră cu 9 puncte. Da, începând din acest an, UEFA a introdus acest nou sistem competițional care decide echipele naționale care se vor califica la campionatul european și campionatul mondial. Aceste schimbări au loc conform strategiei pentru fotbalul feminin implementată de UEFA. Astfel, fiecare ciclu de calificare va avea două etape. În prima fază, naționale vor juca în Liga Națiunilor, competiție în urma căreia își pot trece în palmares un trofeu european și care odată la 4 ani va decide și echipele europene calificate la Jocurile Olimpice. Ulterior, echipele sunt repartizate în grupi valorice, în 3 ligi, câte 3 sau grupe, a câte 3 sau 4 echipe. Învingătoarele obțin dreptul să promoveze într-o ligă superioară, iar ultimele clasate retrogradează. În cazul ligii C, nu avem unde să retrogradăm. Însă echipele de pe pozițiile superioare vor obține dreptul de a evolua într-o ligă mai sus. Suntem pe finalul primei reprize și putem declanșa contraatacul neglijent Colesnicenco, care și-a prelungit prea tare balonul. 2 minute suplimentare. Nu s-a schimbat nimic. Avem 1-0 în continuare. Singurul gol fiind marcat în minutul 29 de către Felicia Guțu. Trebuie să ținem de minge, să nu permitem letonelor să se apropie de poarta noastră pe final de primă repriză. O primă repriză destul de exemplară din partea fetelor noastre. Am stat bine în apărare, nu am comis greșeli copilărești. În același timp, am fost pe cât se poate de periculoase, reușind să înscriem, dar și având câteva ocazii destul de periculoase, inclusiv acea bară a Claudiei Chiper. Va fi tușă pentru Letonia, care iată caută cu disperare să înscrie pe final de primă repriză. Respinge nefericit Mădălina Bădiceanu, dar cu noroc balonul ajunge până la Margarita Panova. Încă 30 de secunde din această prima parte a meciului dintre Moldova și Letonia din cadrul Ligii Națiunilor. Motive de bucurie pentru amatorii fotbalului feminin din țara noastră. Conducem cu 1-0 din minutul 29. Nu știu dacă mai reușesc să creeze ceva letonele. În clipă în clipă se va auzi fluirul arbitrei Frederike Sochiar, chiar se aude. Așadar, 1-0, prieteni, un rezultat foarte bun și o primă parte destul de bună reușită de fetele noastre. Gol marcat de Felicia Guțu în minutul 28, în urma unui corner
Veronica Cojuhari a prelungit cu capul acea minge, iar Felicia Guțu a fost în locul potrivit și în momentul potrivit, reușind să trimită din câțiva metri pe lângă portarul Ana Vaivode. Imediat vom avea și statistica acestei prime părți. Le mulțumim colegilor din regie. Posesie zdrobitoare pentru naționala noastră, 66-34. La capitolul șuturi toți stăm mai bine, însă letonele au două șuturi pe spațiul porții, noi doar unul. Așadar, o primă repriză destul de interesantă. Ce va fi în partea a doua a meciului vom afla după o pauză de mai puțin de 15 minute.
Vă salutăm, prieteni, din nou de la stadionul Zimbru din Chișinău, acolo unde acum câteva secunde a început repriza a doua a meciului dintre naționalele feminine ale Moldovei și Letonii din cadrul grupei C1 a Ligii C din Liga Națiunilor la fotbal. Îmbucurător este faptul că după primele 45 de minute Moldova conduce cu 1-0. Grație golului semnat de Felicia Guțu în minutul 29, în urma unei faze fixe la care a contribuit Carolina Sabur cu centrarea și Veronica Cojuhari cu pasa decisivă pentru Felicia Guțu. Aceasta a înscris din câțiva metri pe lângă portarul Vaivode. În rest, am avut o ușoară dominare teritorială, am avut ocaziile mai mari de gol. Ne aducem aminte și de acea bară transversală în urma șutului trimis de Claudia Chipere, minutul 15. Tot Chipere este acum la minge, protejează bine și obținem un out. În toate compartimentele de joc, echipa noastră s-a prezentat exemplar, dar cel mai important este rezultatul înregistrat pe tabela de marcaj, acolo unde suntem în avantaj. Letonele au avut câteva situații la poarta noastră, dar de fiecare dată defensiva dirijată de Margarita Panova a îndepărtat pericolul. Margarita Panova, care a fost convocată în regim de urgență de către antrenorul Nicolae Bunea pentru această partidă. Spuneam și la începutul acestei transmisiuni, în meciurile precedente, Moldova a evoluat cu tânăra portară Denisa Bojen, cu vârstă de numai 17 ani. Cerescu a văzut bine acolo demarcarea Carolinei Țabur. Pasă precisă către aceasta. Țabur în poziție centrală. Scoate în față pentru Veronica Cojuhari, dintr-o bucată pentru Anastasia Toma. Însă foarte atentă a fost Ana Flaxe. Continuăm să facem pressing în jumătatea letonilor și nu reușesc acestea să dezvolte atacuri periculoase. Va fi un cartonaș galben pentru Daniela Mardar în acest minut 48. Fault evident atras de tricou. Lovitură liberă de la mijlocul terenului. Să vedem dacă va fi în stare Anastasia Roceane să trimită această minge cât mai aproape de careul nostru. Prefer o pasă în față pentru Șefcova, una dintre cele mai active jucătoare din lotul Letonii. Pasă pentru Mixone. Se complică letonele și să vedem, cade acolo Claudia Chipere, acum în fața golului și marchează Letonia prin numărul 19, Mixone. Nemulțumire în tabăra noastră, golul este validat, așteptăm să vedem. Da, era întins pe gazon fotbalista noastră, dar letonele au continuat cu această minge în față și din minutul 50 scorul este egal 1-1. Continuă să primească îngrijiri medicale Claudia Chipere.
Sperăm că își va reveni Claudia, una dintre cele mai bune jucătoare de astăzi. În lacrimi fotbalista noastră. Părăsește terenul de joc doar cu ajutorul medicilor. Vedem forfotă pe banca de rezerve a tricolorilor. Cel mai probabil va fi înlocuită Claudia Chiper. Între timp obținem o lovitură liberă pe partea dreaptă. Faultată Carolina Țabur. Jucăm deocamdată în 10. Pentru că Claudia Chiper în continuare primește îngrijiri medicale. Anastasia Toma va executa această fază fixă. Sunt 5 fotbaliste din Moldova în careul letonelor. Bun, această centrare, însă iese autoarea golului Mixone. Pasăm însă jumătatea adversă. Trece Țabur, faultat acolo de Zajcikova. A revenit Claudia Chiper în aplauzele celor circa 150 de spectatori. Chiar avem nevoie de această jucătoare, de experiența ei în special. Păcat că nu am reușit să rezistăm. Acum și gol! Nadejda Kolesnicenko înscrie pentru 2-1 din minutul 53. Fabulos, prieteni! Nu a durat bucuria letonilor prea mult pentru că reușim să înscriem acest gol superb. Avem reluarea. Carolina Țabur a centrat superb, a prelungit acolo Felicia Guțu. Așadar, 2-1 din acest minut. 53. O seară fierbinte aici la Zimbru. Letonele din nou se nepustesc în atac, dar scapă minge în afara terenului Suvitra. Flaxe, înapoi până la Roceane. De mult nu am mai marcat două goluri într-un meci oficial. Spuneam de la acea victorie din 2019 în meciul cu Azerbaijan. Atunci tricolorile s-au impus cu 3-1. Este foarte bine că reușim să marcăm. La acest scor rămânem totuși deocamdată pe ultima poziție în grupă, însă urmează să joace Andorra și Malta. Chiper acum pe stânga, întoarce o adversară, nu are cui pasa, se complică acolo Claudia. Atmosferă superbă, chiar dacă sunt puțini spectatori în tribunele stadionului,
încurajate fetele pentru prestația din această seară. Nu au lăsat mâinile în jos, chiar dacă la golul înscris de fotbalistele letone, o jucătoare din Moldova era prăbușită la pământ și avea nevoie de îngrijiri. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar oaspeții au reușit să înscrie. Însă la scurt timp Moldova a reușit să marcheze și al doilea gol. Și acum faultat acolo Veronica Cojuhari și cel mai probabil va fi un nou cartonaș galben. Se cere intervenția medicilor. Nu, este avertizată doar verbal. Iată aici o lovitură din spate, una extrem de neplăcută. Între timp o schimbare în tabăra letonilor. Iese din teren Anastasia Polohovicea și în continuare evoluează, va evolua numărul 18, Ana Valaca. Continuă să primească îngrijiri Veronica Cojuhari. Totuși, beneficiem de o lovitură liberă destul de periculoasă. În perspectiva unei centrări în careul advers, a ridicat Veronica în aplauzele publicului spectator. Toma centrează această minge, Chiper a reușit să retrimită mai departe și acum Daniela Mardari, însă Șefțova interceptează această minge din nou, Mardari, și este out pentru Moldova. Jocul a fost reluat. Pasăm calm, trimitem în față acum precis până la Veronica Cojuhari, acum Carolina Țabur este acolo, Nadejda Colesnicencu primește, au încercat un 1-2 fetele noastre, dar nu le-a ieșit. Trebuie acum să ținem din răsputeri acest avantaj înregistrat pe tabela de marcaj. Vedem o schimbare la fața naționalei noastre. După un sec 0-5 în deplasare cu aceeași selecționată a Letoniei, astăzi fetele noastre sunt și e un hands comis de Mădălina Bădiceanu. A văzut bine arbitra din Danemarca, Frederike Socher. Am văzut și pe reluare acest hands. Lovitură liberă, poziție centrală, circa 30 de metri de poarta Margarita Panova. Șut direct pe poartă, însă prinde fără emoții portarul Margarita Panova în acest minut 60. Putem pleca acum periculos spre poartă. Valeria Vârlan pe centru, scoate până la Veronica Cojuhari. Luptă cu două adversare, dar este
deposedată. Continuăm atacul, cade și Anastasia Toma. Colesnicenco nu a reușit să scoată mingea pentru Daniela Mardar. Rezistă și letonele, care declanșează un contraatac rapid. Cât de bine a intervenit Madelina Bădiceanu. Suvitra cearcă de una singură, dar nu poate trece pe Anastasia Toma. Veronica Cojuhar pe stânga. Nu s-au înțeles fetele noastre la această fază. Cerescu a ieșit bine din dispozitivul defensiv. Ne-au trimis fetele noastre mingea în afara terenului pentru că numărul 19, Carlina Mixone, are nevoie de îngrijiri medicale. Până la urmă se ridică atacantul Letoniei, cea care a marcat în minutul 50. S-a jucat un sfert de oră în această repriză secundă. Este 2-1 deja pentru Naționala Moldovei. Goluri marcate de Telicia Guțu, minutul 29, și Nadejda Colesnicenco, minutul 53. Atenție la această fază, Șefcova pentru Mixone și acum Cerescu. Ce efort fac fetele noastre pentru a apăra poarta. Aruncă mingile în față în direcția Carlinei Mixone. Și acum greșeală a portarului Margarita Panova, dar nu a știut Zaicicova să profite de acest cadou. Încă un șut a numărului 8, Zaicicova, de această dată pe lângă poartă. Încet, încet intrăm în ultima fază a meciului și în mod normal se simte poate și oboseala pe alocuri. Dar trebuie să ne mobilizăm, avem nevoie să scoatem un rezultat pozitiv în această seară. Este bine pentru moralul fetelor, din nou nu se dă nimic și letonele, iată Șefcova aici luptă. Dar foarte bine a apărut Colesnicenco, care a îndepărtat pericolul. Încep să ne preseze elevele lui Romans Kvatsovs. Tot mai multe pase precise, nu și de această dată, din partea letonilor. Între timp, Carolina Țabur este întinsă pe gazon, crampă musculară, ajutată de Daniela Mardar. Da, totuși vor interveni cei din staful medical al Naționalei Moldovei. 2-1, încă 25 de minute din timpul regulamentar. Un moment de respiro și pentru fetele noastre acum, această pauză care are și menirea de a mai tăia din elanul letonilor, care iată încearcă din răsputeri să găsească drum spre poarta Margaritei Panova. Deocamdată nu prea le reușește. Totul este mâinile noastre acum. Trebuie să jucăm cât mai prudent, cât mai organizat și să nu uităm și de contraatacuri. Doar așa vom putea fi siguri că
vom obține un rezultat pozitiv în această partidă importantă din cadrul grupei C1 a Ligii C. Câștigătoarea grupei va accede în Liga B, iar cele mai bune 3 echipe de pe locul 2 vor juca un play-off de calificare într-o ligă superioară. Deci, pentru a avea șanse să prindem un loc 2 măcar, naționala noastră ar trebui să câștige toate meciurile rămase. Asta ar fi 9 puncte. Greu de spus dacă ar fi suficient pentru a ne implica în lupta pentru calificare. Ulterior, anul viitor, vor urma meciurile din cadrul fazei a doua, care vor echivala cu calificările pentru campionatul european. Vor avea același format, tot în cadrul a 3 ligi. Echipele vor fi repartizate în grupe de 3 și câte 4, dar în dependență de rezultatele din prima fază. Și acum ocazie mare pentru Letonia în acest minut 67. Se complică fetele noastre la o fază simplă. Cred că în cazul în care sunt sub presiune elevile lui Nicolae Bune, ar trebui să trimitem cât mai departe de poartă. Nu este cazul să ne complicăm, pentru că letonile de asemenea au început să facă pressing la poarta noastră și ajung destul de ușor la careul moldovenelor. Deocamdată fără schimbări în lotul Moldovei, chiar dacă fetele noastre au luptat din greu pentru fiecare metru pătrat în această seară. Trimite în față Bădiceanu, acolo este doar Roceane, trece de Veronica Cojucare. Roceane trimite în față Bădiceanu, urmărită de Mixone, și să vedem, a fost offside la atacantul Letoniei. Nicolae Bunea nu se oprește din a da indicații fetelor, pentru că suntem foarte aproape să smulgem o victorie mult așteptată. Spuneam, ultima dată fetele noastre au câștigat un meci oficial în 2019 împotriva Azerbaidjanului. Ulterior au mai fost câteva rezultate de egalitate. Ultimul cu Lituania în vara anului trecut, tot la Chișinău, pe aceeași arenă Zimbru. Zaicicova deposedată și acum putea pleca pe contraatac Claudia Chiper. O are în dreaptă pe Carolina Țabur, continuă Chiper, pasează acum pentru Țabur. Preluare greșită, se pierde un tempo și obține out-ul totuși. Greu de spus ce s-a întâmplat în Letonia, dar astăzi vedem o cu totul altă națională a Moldovei. Carolina Țabur este în careu, poate să paseze în centru, obține doar un corner. Evident, va urca la această fază fixă și Felicia Guțu, la fel cum a făcut-o în minutul 29, când a reușit să înscrie, tot în urma unui corner. Carolina Țabur va executa acest corner de pe partea dreaptă. C
Centrare destul de bună. Veronica Cojuhare ia cu capul, însă iese și reține Ana Vaivode, care trimite puternic în față, dar acolo este doar Daniela Mardari și acum Șefcova scoate în centru pentru nou intrata Valaca. Doborâtă la pământ Șefcova de către Nadejda Kolesnicenko, cea care a marcat golul 2 în minutul 53 și să sperăm că acest gol va fi victorios pentru echipa noastră. Încă 20 de minute de jucat. Este timp suficient pentru Letonia ca să răstoarne situația, dar și pentru Moldova ca să-și consolideze avantajul. Zajcikova pierde duelul cu Carolina Țabur și scăpăm cu fața curată de la această fază fixă. S-au mai liniștit un pic spiritele. Au trecut aproape 20 de minute de la golul reușit de Nadejda Kolesnicenko, iar Letonia este încă în căutări. Din ce putem vedea, parcă am putea spune că Moldova pare să fie mai aproape de un 3-1 decât Letonia de un 2-2. Greșesc fetele noastre și Letonia va rămâne în preajma careului cu această repunere din marginea terenului. Tot luna aceasta, o altă națională, cea de tineret, a obținut de asemenea o victorie dramatică în meciul cu Macedonia de Nord, 2-1, grație unui gol venit în minutul 85 de către Mihai Lupan. Să sperăm că acest șir victorios, dacă vor reuși fetele să învingă în această seară, acest șir victorios va continua și luna noiembrie. De ce spun asta? Pentru că, cred că cunoașteți bine, ne așteaptă meciul anului sau poate chiar meciul secolului pentru Naționala Moldovei, care, iată, în premieră este în cărți pentru o calificare la turneul final Euro 2024 și va fi cartonaș galben din spate cu două picioare. Vede acolo galben Sofia Garancea. Nu știu dacă o puteți auzi, strigă de durere Claudia Chiper. Cu două picioare din spate, un gest nesportiv comis de fotbalista din Letonia. Nu pot să-mi dau seama cât de gravă accidentarea, dar la cât de tare plânge fotbalista noastră, cel mai probabil va fi înlocuită. Chemată aici, iată, numărul 20. Nu este clar ce se întâmplă. Își anulează decizia arbitrul din Danemarca, care îi acordă roșu. Părăsește terenul de joc Sofia Garancea. În acest minut 75. Lovitură liberă
Moment important și pentru echipa noastră, care poate să scoată ceva din această fază. Centrare și extraordinară ratare. A fost o minge deviată aici. Lovitură de colț, este bine, suntem sus, suntem în careul advers. Se pregătesc câteva modificări în ambele selecționate. Nu înainte să urmărim această lovitură de colț, pe care se pregătește să o execute Carolina Țabur. Iată, va fi înlocuită de către Lia Vlas. Va fi și schimbare la letone. Va fi acum sau nu? Iese din teren Diana Suvitra. A intrat numărul 13, Sandra Voitane. Acum să urmărim cornerul. Executat, bine, și gol! Veronica Gorgiu, care minutul 78 reușește să înscrie pentru 3-1. Ce corner bine executat de Carolina Țabur. Super, prieteni, ne îndreptăm spre o victorie mare în această seară. Între timp, încă un cartonaș galben acordat pentru Letonia în minutul 78. Cel mai probabil pentru proteste, Carlina Mixone este avertizată. Jocul va fi reluat și șansele noastre cresc considerabil în această seară să obținem o victorie frumoasă. Este 3-1, la fel cum a fost și în 2019. Am arătat lumii fotbalistice că acel 0-5 din Letonia a fost mai mult o întâmplare. Continuăm să atacăm. Centrare în fața porții, nu reușim să profităm de acest atac, dar scoatem o lovitură liberă de la 20 de metri. Din nou intervin medicii noștri, se resimte acolo Valeria Vârlan, cea care a obținut lovitura liberă. Este bine că presăm letonele. Sunt acum într-o stare de nervozitate. Am văzut-o și pe Carline Mixone, care a primit un galben pentru proteste. Să vedem Cerescu, șut direct pe poartă. Mingea trece puțin pe lângă. Destul de curajos jucăm. Re-
Revine în joc Valeria Vârlan. Noi să continuăm să controlăm ostilitățile. Veronica Cojuhar, autoarea golului 3, încă 10 minute, fetelor. Trebuie să scoatem această victorie pe care o așteaptă întreaga țară. Greșim, încearcă acum Flaxe. Trimite în față neinspirat. Ne apărăm cu întreg efectivul. Lovitură liberă pentru Letone și cartonaș galben pentru Daniela Mardari în minutul 81. Și este al doilea galben pentru Daniela Mardari, care iată este eliminată și ea, da, într-adevăr. Rămânem în 10, minge centrată, respinge Mădălina Bădiceanu. Protejează acolo Colesnicencu în fața Anei Cristine Gornela. Zajcicova acum pe partea dreaptă într-un duel cu Anastasia Toma, câștigă fotbalista noastră și este faultată Anastasia. Final de meci incendiar, dar și întreaga repriza a doua a fost de-a dreptul spectaculoasă. Cu multă luptă, dar și cu multe goluri, iar cel mai îmbucurător că mai multe goluri au marcat fetele noastre, care iată se îndreaptă cu pași siguri spre o victorie bine meritată. În precedentele două partide directe dintre Moldova și Letonia am suferit două înfrângeri fără să marcăm vreun gol. Iată, astăzi am spart gheața și suntem foarte aproape să obținem prima victorie în această campanie preliminară. Bravo, fetelor! Chiar dacă mai este timp din acest meci, dar dârzenia cu care au luptat pentru fiecare minge, dar și pe fiecare metru pătrat al terenului. Am văzut cu cât sacrificiu am luptat pentru fiecare balon. Exemplul Claudiei Chiperi, care cu prețul unei accidentări a reușit acolo să obțină o lovitură liberă pentru echipa noastră. Să sperăm că acest val pozitiv de rezultate frumoase va fi transmis și Naționalei Mari, care are luna noiembrie meciul secolului cu Albania. În cazul unei victorii, băieții noștri vor avea o altă finală de foc cu Cehia în vederea calificării la campionatul european. Cine ar fi crezut că după 6 etape disputate în grupă vom vorbi despre calificare? Mai mult ca atât, poate și cu acest succes, Moldova va reintra în lupta pentru calificare din această grupă. Mai avem încă două meciuri, unul acasă cu Malta și cu Andorra în deplasare. Este out pentru Moldova, câștigăm timp, suntem deja în minutul 85. Letonele cred că sunt cu moralul la pământ. Acest gol 3 venit în minutul 78 le-au cam derutat. A fost și o partidă destul de dură. Am avut două cartonașe roșii. Unul din ele direct pentru
Sofia Garancea. Și acum Voitane. Acțiune individuală, dar greșește pasa foarte bine Valeria Vârlan. Continuă de una singură, încearcă să treacă și este faultată. Calmează spiritele arbitra din Danemarca, Frederic Socher. Se resimte Valeria Vârlan, care acum câteva minute primise deja îngrijiri medicale. Mă minunez de prestația fetelor din această seară, cu câtă dăruire joacă. Nu se tem să intre în dueluri mai tari, iar acest lucru este îmbucurător. Avem și foarte multe fete tinere. Superb meci reușit de echipa pregătită de Nicolae Bunea. Să sperăm că vor savura din plin în vestiare, dar și după acest succes. Nu concep un alt rezultat decât victorie pentru Naționala Moldovei. Moment în care se pregătesc câteva schimbări în echipa noastră. Așteptăm să vedem cine va intra. Tocmai trei schimbări. L-am putut auzi pe Nicolae Bunea, care a spus toate trei fete să intre. Iese din teren Carolina Țabur și în locul său va intra numărul 7, Carina Doiban. Iese din teren și Veronica Cojuhari. În locul ei va juca Iuliana Colnic. Iar a treia schimbare, în locul Anastasiei Toma, intră Francesca Coval. Au făcut o prestație foarte bună toate fetele. Merită toate aplauzele. Mai câștigăm timp, dar iată să vedem, este nevoie chiar de targa pentru a o scoate din teren pe Carolina Țabur. Nu poate părăsi terenul de sine stătător. Va reveni între timp și Valeria Vârlan, care este o adevărată luptătoare. În aplauze părăsește terenul de joc Carolina Țabur, cea care a pasat decisiv la golul Veronicăi Cojuhari, a centrat și la golul Felicii Guțu. Suntem în ultimul minut regulamentar. Nu ajungem la poarta lui Vaivode. Încerc letonele să mai facă ceva pe final, dar nu prea le reușește. O minge trimisă în față pentru sprintul Șefțovăi, dar protejează bine, nu ajunge Șefțova la această minge, va încerca să șuteze, cade și este penalti pentru Letonia în acest minut 90. Șefțova a insistat și obține penaltiul. Și 10 minute suplimentare se dictează de la margine.
penalti și și-a asumat responsabilitatea Carline Micșone, care poate reuși dubla. Am avea un final de infarct dacă va reuși să marcheze. Șut și gol înscrie Micșone, este 3-2 în acest minut 90+1. Ce meci avem, prieteni! Extraordinar! Acum ar trebui să rezistăm în aceste 10 minute. Vor încerca cu disperare letonele să se apropie de poarta noastră. Îmi pierd și eu glasul pentru că anticipam că totul se va termina mult mai ușor pentru noi, dar iată, vom avea un final interzis cardiacilor. Cred că vom mai încerca să tragem de timp. Suntem deja în minutul 90+2. Să fim foarte atenți. Am auzit acolo staful tehnic al letonilor care pur și simplu au strigat la elevile lor pentru a fi cât mai agresive pe final, agresive din punct de vedere sportiv, ca să reușească să smulgă un egal nesperat. Să fim mai atente cu aceste pase în spate. Vârlan respinge. Colnic urmește această minge. Va fi... Nu este out. Aceea și Valeria Vârlan recuperează Valaca. Și acum Colesnicenco. Trebuie să jucăm simplu. Lia Vlas pe partea stângă. Cade Vlas, nu se dă nimic la această fază. Fault comis de Iuliana Colnic. Un meci pur și simplu fabulos. Nu cred că regretă cei care îl urmăresc acum împreună la postul de televiziune Ui Sport. O centrare acolo cam tare, a încercat Micșone să mai scoată un penalti, dar era pe fază arbitrul Sokjær din Danemarca. Să vedem, suntem în minutul 90+4, nici nu vine a crede că mai sunt încă 6 minute din această partidă, dar trebuie să rezistăm, fetelor. O țară întreagă așteaptă cu sufletul la gură o primă victorie după mulți, mulți ani într-un meci oficial. S-au donat deja 20 de meciuri de la ultimul succes al tricolorilor într-o partidă oficială. S-a întâmplat acest lucru în decembrie 2019. Iese și reține Margarita Panova. Bravo, Rita! Și îndeamnă colegile să urce pentru că va degaja această minge. Out pentru Letonia, cred că își va pierde glasul și antrenorul Nicolae Bunea. Dacă ar putea, ar intra și el pe teren pentru a le ajuta pe fete să țină cu dinții această victorie. 5 minute scurse deja și lovitură liberă pentru letone. Va dura o veșnicie aceste 5 minute. Foarte și foarte greu să rezistăm când suntem puse sub presiune. Minge centrată în față și parada! Margarita!
Nikitei Panova. Micșone a trimis spectaculos cu capul. În minutul 95 ce reușește Margarita, ne ține în joc cu această paradă spectaculoasă. Superb, rezistăm și acum. Concentrare foarte bună, cade acolo și gol! Reușește să marcheze letonele în minutul 96. Este vorba de numărul 13, Sandra Voitane. Senzațională răsturnare de situație. Nu pot să cred. Este 3-3. Păcat, ce păcat! Și era demarcată, Voita ne a trimis aici. Simplu, mingea a lovit și bara, dar mai avem de jucat încă 3 minute, nici nu vreau să anticipez nimic. Mare, mare păcat. Letonele caută un gol chiar a victoriei. Între timp out pentru Letonia. Minutul 98 deja. Incredibil mare păcat. Atenție, acum spațiu trimite Micșone ca Maiurea pentru Șefcova, dar reușește să ajungă această minge. Minutul 98, Șefcova centrează, luptă acolo Zajcikova și este offside. Scăpăm și de această dată, iată. Minutul 90 plus 1 și minutul 90 plus 6. Între timp, încă o modificare în tabăra Moldovei. Este din teren Valeria Vârlan și va juca în aceste ultime două minute Eugenia Răilean. Atenție la această fază, lovitură liberă pentru Letonia, din nou este pericol. Puțin peste un minut până la finalul acestui meci, de-a dreptul interzis cardeacilor. Nu a fost o minge de arbitru, Șefcova foarte bine se descurcă pe partea stângă. Să vedem acum, vine șutul Victoriei Zajcikova, mingea trece pe deasupra porții. Degajează Felicia Guțu. Este acolo și Cristina Cerescu, din nou Guțu. Încă 30 de secunde, Letonia s-a acomodat bine jumătatea noastră de teren și atât în 6-7 minute au reușit să egaleze. Nu știu dacă mai reușim să obținem ceva din acest meci. Mare păcat, repet. Aveam victoria ca și asigurată. Era 3-1 în minutul 90, însă au fost dictate 10 minute suplimentare și iată fluier final. Arbitra Frederic Elidea Socher pune capăt acestui meci incandescent. Moldova-Letonia 3-3 într-un meci din cadrul Ligii Națiunilor la fotbal feminin.
Am avut de toate în această partidă, și eliminări, și goluri frumoase, și răsturnări de scor, și penaltiuri. Pentru Naționala Moldovei a marcat Felicia Guțu în minutul 29, Nadejda Colesnicencu în minutul 53 și Veronica Cojuhare în minutul 78. Vă reamintim, am condus la un moment dat cu 3-1 și eram foarte, foarte aproape să ieșim învingători din această partidă. Puțin a lipsit fetelor noastre, oricum merită toate aplauzele fotbalistele din Moldova pentru prestația din această seară, care au lăsat uitării acel 0-5 de acum 4 zile, tot cu Letonia. Merită încurajate elevele pregătite de Nicolae Bunea pentru această prestație. Să vedem și statistica, o posesie mult mai bună pentru naționala noastră, mult mai multe șuturi pentru Letonia, la fel și șuturi pe spațiul porții, câte un cartonaș roșu. A fost istoria meciului dintre Moldova și Letonia. Sperăm că ați savurat din plin acest show, spectacol fotbalistic la fotbal feminin. Vă mulțumim pentru atenție. Din numele echipei de creație, vă urăm o seară liniștită în continuare. La revedere!